am dus o campanie curată, pot să zic că și ceilalți contracandidați au dus o campanie față de ceilalți ani destul de corectă, dreaptă. Pe partea de județ am reușit să avem candidați în 75 de UAT-uri din 78, listele complete la fel la Consiliul Județean. Pe partea de secții de votare avem oameni în toate cele 85 de municipii și 347 din județ. Am venit cu circa 23 de proiecte în programul de guvernare locală propus de către noi, iar colegul meu, Sebi Cilibiu, la fel, nu știu dacă are 23 sau mai multe, cred că destule. Și mai departe o să luăm la sfârșit întrebările fiecare dacă le aveți. Încercăm să fim cât mai scurți, fără a critica sau pe ceilalți contracandidați, măcar acum în această conferință, săptămâna aceasta. După, mai vedem. Îi dau cuvântul domnului deputat, care îi mulțumesc pentru prezența sa. Vreau să transmit un mesaj bătoșanenilor. Bună ziua, bine v-am regăsit. Eu vreau să transmit un mesaj simplu bătoșanenilor. Duminică 9 iunie, trebuie să ieșim masiv la vot. Avem 5 buletine de vot, 5 voturi pentru o schimbare de sistem. Un sistem care s-a speriat, vrea să scoată aur în afara legii, vrea să ne facă dosare penale. Ce s-a întâmplat zilele acestea la București, cu semnăturile, nu e decât o comandă a statului paralel, al lui Poldea și al lui Dumbrava. Părerea mea este că singura soluție pentru a salva România este o schimbare de sistem. Suntem mulți și uniți, nu îngenunchem decât în fața lui Dumnezeu, vorba președintelui George Simion. Vă mulțumesc!